Aproximativ 400 de invitați au participat zilele acestea la Gala Sus Râmnicul, eveniment organizat de Primăria Râmnicu-Sărat. Directori de școli, reprezentanți ai Consiliului Local Municipal, ai instituțiilor subordonate primăriei, ai poliției, conducerea Consiliului Județean Buzău, dar și un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului au fost premiați în cadrul evenimentului. Vreau să-i felicit pe tineri, vreau să-i felicit pentru implicare, sunt frumoși, sunt inteligenți, sunt dornici de muncă și merită toată aprecierea și respectul nostru. Această strategie este un lucru extraordinar și mi-aș dori să-l văd în fiecare oraș din țara noastră. Autoritățile i-au îndemnat pe tineri să se implice din plin în viața comunității locale. Am un mesaj pentru cei care până acum n-au încercat să participe la astfel de activități. Dacă își doresc să devină mai curajoși, mai comunicativi, dacă doresc să se implice în viața comunității locale, dacă doresc să se dezvolte ca oameni, îi invit să participe la aceste activități. Râmnicu-Sărat are o strategie pe tineret, în următoarea perioadă va fi aplicată. Suntem al doilea oraș care are o asemenea strategie după Timișoara. Primarul municipiului Râmnicu-Sărat consideră că administrația și comunitatea locală au nevoie de curajul și energia tinerilor. El a dat asigurări că propunerile și opiniile lor vor fi ascultate și materializate. Este, cred că, prima dată când discutăm în acești termeni, vorbim de o strategie de tineret, vorbim de ideile pe care tinerii vrea să le pună în practică și, practic, noi cei maturi, factori de decizie sau cei care ne ocupăm în mod obișnuit de educație, ținem cont de aspirațiile lor. Sunt absolut convins că pe viitor, și vorbesc de viitorul foarte apropiat, lucrurile se vor schimba radical la Râmnicu-Sărat, în principal pentru și datorită lor, tinerilor. Administratorul public al orașului, un susținător al tinerei generații, și-a declarat din nou încrederea în puterea și imaginația tinerilor. Mesajul este să se implice, să încerce să iasă din zona de confort, să vadă și să creadă în același timp în lucrurile poate nevăzute și necrezute, să se implice în proiecte, pentru că în Râmnicu-Sărat sunt foarte multe proiecte, să aibă încredere în oameni, să aibă încredere în profesori, să-și găsească mentori și tot acest bagaj să încerce să schimbe propriile vieți și comunitatea din care provin. Municipiul Râmnicu-Sărat este al doilea oraș din România care are o strategie de tineret.